Salutare, prieteni, sunt 1700 de grade. Am vrut să vă facem o urare călduroasă, dar pe căldura asta mai bine vă spunem un răcoros la mulți ani pentru toți cei ce serbează ziua de nume astăzi de Sfântul Ilie. La mulți ani, tot ce vă doriți, multă sănătate și orice gând să vi se îndeplinească, chiar dacă e pe dușmani. Prieteni, am văzut și eu vlogul lui Mutu de azi, bineînțeles, eu n-am venit. Nu la noi, trece. Nu la noi. Nu vine salvarea la noi, prieteni. A început rider acum. Am văzut vlogul lui Mutu, prieteni. Eu am exclusivitate, îl văd primul înaintea voastră. Nu fiți invidioși, că îl vedem toți. Prieteni, un vlog minunat, vă invit să-l urmărim cu drag. Avem acolo și miel, și sarmale, și peisaje, și donații. Avem de toate. Avem de toate, avem putere, avem spate. Nu uitați să vă abonați, prieteni, să ne dați un like și rămâneți până la sfârșit. Rămâneți până la sfârșit pentru că chiar merită văzut vlogul ăsta. Să vă abonați la fratele Mutu și la Ursul și familia. Ia uite-l cum arată, ia întoarce camera. Are ochelari de la cartier. Da, oameni frumoși, și eu vă doresc la mulți ani de Sfântul Ilie, toți cei care poartă numele de Ilie. Patroană, tu ce zici de Sfântul Ilie? Sănătate. Sănătate, Sfântul Ilie. Sănătate și putere de muncă la toată lumea. Să ne dăm sănătate și libertate. Mai ales. Mai ales. Haideți să urmărim clipul și nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul ca să vină notificări. Și la Ursul și familia important. Și la Mutu. La toți. La toată lumea. Haideți să urmărim clipul. Da, oameni frumoși, sunt cu tati Lucica. Am căpătat o bucățică de brânză de la tanti Lucica și îi mulțumesc frumos că are grijă de mine, ca să vedeți că și tati Lucica mă onorează pe mine cu brânză bună de oaie. De care mănânc eu. De care mâncați dumneavoastră? Eu nu-mi place de mine orice brânză. Da? Numai de oaie. De oaie, de capră. Aia de capră e sănătoasă. E sănătoasă, tanti Lucica, dar eu mie nu-mi place aia de capră. De ce zici? Că nu miroasă nici cum. Și mai sănătoasă aia de capră? Aia de capră e sănătoasă. Ați auzit, oameni frumoși? Aia de capră e sănătoasă, dar eu nu pot mânca. Și laptele, n-ai văzut la televizor, mai ales capră neagră. Laptele la capră. Și de unde e eu capra aia neagră? E, nu știu, de găsătul. Bine, tati Lucică, dă-le un mesaj la oamenii ăștia frumoși. Ai sănătate multă și Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Doamne ajută. O varză vrei? Da. Hai să dăm un pâine o varză. Altceva ce-ți mai dau? Atâta. Atâta? Da. Ia varză. Țineți banii acolo cu ceaia. Ții minte că ai ajutat pe mămica în spital. Mai ții minte? Cât e iubența. Mai ții minte că ai ajutat-o? Păra. Ții minte, nu? Puneți varză acolo. Știu că tu ești foarte amărântă. Stai așa puțin. Fii atentă ce faci. Faci mai mult de 10 lei. Rubenița? Aha. Nu, fii atent. Mâine e Sfântul Ilie. Așa. Iei cu jumate, vii pe lea proste pe ea. Ia jumate, iau. Asta o dau în altă parte. La altcineva. Iei bani pe ea sau nu? Poftim? Iei bani pe ea. Nu. Nu iau niciun bani pe ea. Să fii sănătos. Mulțumesc. De asta fluiera e nimic. Așa fluierul meu. A gândit că ați avea amici. A ajutat-o pe mămica când era în spital la SBD și eu o fac pe mămica și de asta se rămână. Dar și mie o bancă. Desigur. Cu mare drag. Mai mică, mai mare, cum să fie o mică? De asta. De asta? Da. 6 lei. Sănătate, numai bine. Și bineînțeles, am pus un forni și uităm la unii voiași mai departe. Haideți. Zi, bădea prost, doar și eu te iei. Bădea prost. Dădui la cinema jumate și jumate numai ta. Bădea prost, să trăiești. Să trăiești și sănătate, numai bine. Poftim, mămică. Las ușor. Mama, cred că am frâne de rupt, că nu pot să fie frâne de piele. Bă,
da prost, vă da prost. Sănătate, să-i mănânc sănătos. Sănătatea dumneavoastră, vă da prost. Mămică, da prost. Îți mai trebuie altceva. Ce să-ți mai dau? Îți dau niște fructe. Ce fel de fructe aveți? Piersică, nectarine. Dați-mă, mă, niște medarine de alea. Că nu de pot moare, că te mai moi. O, trăi vă Dumnezeu. Ține mai tabacă acolo în plasă. Vă da prost. Voda prost, voda prost. Ține și pe astea, să nu pică. Voda prost. Să fie cu aia să-mi gestat, dumneavoastră grijă de nebun blat. Ardei, gras, vă dau? Da, sunt vreo mult, băi, că e cu bani, știu eu că... Să duc Poftim? Dacă aveți. Nu am mămic ardei, uite, îți dau 2-3 ardei, gras. Așa-i. Ține-mă ta. Bă, da prost. Dumnezeu să vă fie de ajutor pe univers. Și de familia dumneavoastră. Ia uite că mai am unul aici. Pune-mă ta acolo jos. Bă, da prost. Sănătate numai bine, să-i mănânc sănătoasă. Bun, bun. Mare și orașă, mare și mică, de acolo la același. Da, da. Da. Vai, că nu mai pune cald. Da. Anunță ăștia de la noapte cu tun, grindină. Cu grindină? Da. Ferească Dumnezeu. Așa nu ne-am mai lăsat nimic. Oricum am dat grindină și pe aici. Da. A fost furtună. A fost rău de tot, că a fost niște... Stai, nu am pus nici cântarul. A fost niște petroaie ce n-a fost niciodată. Altceva, ce nu mai dau? Nu mai eu nimic altceva. Când ați mai trece, mai eu am dat ardei. Bine. Sănătate, mai bine. Of, 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 că e cald și nu mai pot. Vai, mama mea. Arde pământul și la ora asta. Foarte cald, oameni frumoși. Ești foarte cald. Ia uitați, m-am oprit aici să fumez o țigare, să mănânc ceva. Bineînțeles ce am și ce găsesc. E important să fim sănătoși, nu contează ce mâncăm. Și vreau să vă mai arăt ceva. Hai să promovăm și Băriacul. Tot o zonă frumoasă din Mehedinți. Imediat o să întorc camera. Ce vreau să vă spun, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like și un comentariu. Cu toată puterea apăsați butonul de abonare. Haideți să întoarcem camera să vă arăt ceva frumos aici. Am întors camera. Și ia uitați. O să dăm frumos și un zoom, să vedeți mai de aproape. Toată zona asta e frumoasă. E superbă, ia uitați. Zona este wow. Dăm un zoom acolo să vedeți de sunt casele așezate. E frumos, oameni fai, n-am ce să spun. Zona neatinsă. Deci pot să zic că chiar e neatinsă zona asta. Este. Avem o Românie frumoasă. Când vezi totul verde și frumos, apoi de oboseală. Dacă stau 10 minute aici, îmi vine cheful de muncă. Sper că v-a plăcut. Și o să mai vin cu ceva nou. Haideți să mergem la muncă acum. Nu, nu, bineînțeles. Fum o țigară, mâncăm ceva și apoi plecăm la muncă. Lubinte. Crudă, nu? Crudă. Crudă, că a zis Sfântul Ilie. Uh-huh. Nu sună bine asta. Nu sună. Nu sună bine asta. Pornim, dar de ce n-ai pornit cântarul? Ha? De ce n-ai pornit cântarul? Aia, nu mă bag eu. Și zice să nu mai recunoști cu ochelarii, dau jos. Uite, dau jos ochelarii. Dar mă bate soarele ăsta în ochelari, în ochișori. 30 de lei. Îi facem proba de analiză.
N-ai încredere, mata, în mine. Păi toată neîncrederea, zic, nu știu ce se află în Rubenița. Nu, dar... O fi polovani. Mata, ce-i acolo? O fi polovani, aici, ia uite. Ai, bună. Bună? Și dacă nu e bună, mata, zici tot că e bună. Totul, mă. Rușii, Ardii, frumoși, am cam terminat marfa asta de Sfântul Ilie, mai avem trei lubenițe. Andreea, hai da, fii atentă. Andreea este prietena noastră și o cunoașteți foarte bine din vlogurile noastre anterioare. Andreea, suite sus în dubă și ia-ți o lubeniță care vrei tu, o iei pe mai mare. Hai da. Ia uitați, oameni frumoși, ia vezi că e una mare acolo. Uite aia, poți să iei? Ușor. Andreea, așa cea mai mare lubeniță. Poți? De la mine puțin. Hai da, hai jos acum. Și lubenițele astea nu le mai vindem, le vom da la nevoiași. Poftim, Andreea. Mulțumesc frumos. Să crești mare. De ce nu mai ești rujea atât tu? Păi astăzi trebuie să stau naturală. Da? Așa e cel mai frumos, să stai naturală, că tu ești o domnișorică frumoasă. Da? Da. Hai du-te cu ea la mama aia. Poți să o duci? Da. Pa! Bă, oameni frumoși, vreau să vă spun că fetița a crescut singură de foarte mulți ani. Eu până de cel puțin 4 ani și crește singură cu bunica ei. Au crescut-o singur și crezi dintr-o amărâtă de prinsă. Ce să zic, de părinții nu mai vorbesc. Nu are niciun rost să discut. Oricum eu am grijă de ea și tot timpul îi dau ce are nevoie și ce am și eu. Vreau să vă spun că astăzi sunt chemat la Baia de Aramă, la niște prieteni de mei, că e mare sărbătoare Sfântul Ilie și e petrecere acolo. Dar o să vă arăt cum se distrează acei oameni și ce frumos o să fie și totul este cu voie bună. Haideți să mergem. Mai avem două lubenițe care le donăm, nu le vindem. Mămică, ia o lubeniță de pomană, că asta e Sfântul Ilie. Cine? De pomană, e Sfântul Ilie azi. Lasă, mumă, nu... Să trăiești, să mă sănătoasă. Nu mi-o da, mumă. Să mă sănătoasă. Mumă, nu mi-o da, mumă. Să trăiești, numai bine. Să sănătate, să vă dea Domnul. Sănătate și mai bine. Să trăiți. Și mai dăm și pe ultima lubeniță lui Petrica. Ia aici, tai-o și mănâncă. Oh, bunea proste. Să trăiești. Să rămână. Mă întorc cu ea acasă, că... Mă întorc cu ea acasă. Mănâncă-o, Petrică, hai. Bădea proste, sărmâna. Și tu. Dă-mi și mie dacă ai cumva mărunt să-mi iau și eu mai târziu o cafea. Să-ți dau ceva mărunt? Da. Ce să-ți dau, Petrică? Stai așa, că-ți dau 5 lei. Da. Da, cafea ți-ai, da? Da, mulțumesc. Sănătate, să trăiești. Mulțumesc, asemenea. Și avem miel la cuptor. Ia uite ce cuptor frumos. Aici se pregătește totul. Totul tradițional. Că v-a săturat de rânză țigănesc. Ia uite ce bine arată carnea asta de miel. Gata, acum mai avem puțin și servim din acel miel superb. Haideți că revenim. Sarmale la cuptor. Ia să vedem. Wow. O oală de pământ. Senzația africană, sarmalele astea. Mamă, pereche. Da, oameni frumoși, tot eu, după ce am terminat cu sarmalele, cu mielul la cuptor, cu aperitiv și cu de toate, am zis să închei acest vlog frumos de la această superbă lavandă. Nu știu, e cam uscat acum când i-a zis și proprietarul. Că nu prea este așa înflorită. Și cu ocazia asta am intrat aici să vă arăt și vă ceva frumos. O să mergem și la Foișor. Da, dacă vreți să vizitați acest loc frumos, se află la Florești. Acum nu prea este înflorită, s-a uscat. Da, după cum v-am zis, aici se încheie acest vlog. În această zi minunată de Sfântul Ilie. Vă mulțumesc frumos că ați urmărit acest vlog. Vă mulțumesc frumos pentru aprecieri, pentru like-uri. Nu uitați să dați distribuire, să vă abonați la acest canal dacă v-a făcut plăcerea și să activați
butonul de clopoțel. Multă sănătate, bucurii în viață să aveți și în primul și în primul rând putere de muncă la toată lumea. V-am pupat și vă iubesc!